Vă salut oameni și bine v-am găsit la un nou clip în care vreau să vă prezint noua mea remorcă marca Repo iar cu această ocazie aș vrea să abordez 5 subiecte de discuții care ar putea fi foarte interesante pentru cei care nu au o remorcă, nu au tractat niciodată o remorcă, însă vor să-și cumpere una, dar au oarecare semne de întrebare. Pentru început vă voi spune care sunt specificațiile tehnice ale acestui model și le voi enumera pe cele mai importante dintre ele. Model remorcă Repostar Mini RDS 2412, tip remorcă monoax, adică această remorcă are două roți fiecare dintre ele având dimensiunile de 155 x 70 R13. Materialul din care este fabricată oțel zincat de înaltă calitate și asiul având profile de 3 mm grosime. Instalația electrică este cuprinsă de 7 pini, asigurând semnalizarea lămpilor spate pentru număr, ceață, poziție, frână, direcție și avarie. Lungimea totală a remorcii, cu tot cu bara cu cuplă 3380 de mm, lățimea totală a remorcii, roțile fiind în exterior 1650 de mm, lungimea utilă, adică lungimea din interiorul remorcii 2400 de mm, lățimea utilă, la fel, adică lățimea din interiorul remorcii 1250 de mm, de asemenea, greutatea proprie este de 180 de kg, sarcina totală este de 750 de kg, iar sarcina utilă este de 570 de kg. În ceea ce privește dotările acestui model de remorcă, voi menționa câteva dintre ele care zic eu că merită toată atenția. Prima și cea mai importantă dotare din punctul meu de vedere este faptul că această remorcă este basculabilă, iar avantajul major este faptul că poți încărca obiecte mai grele sau voluminoase fără un efort prea mare la ridicare. A doua dotare importantă este piciorul de sprijin reglabil pe înălțime și prevăzut cu roată pentru deplasarea remorcii. Pentru unii nu contează această dotare, însă vă spun eu, este extrem de utilă atunci când vrei să menții remorca pe poziție orizontală sau vrei să o manevrezi caz în care efortul este minim. A treia dotare este faptul că obloanele față și spate sunt basculabile, iar asta ne permite un acces mult mai ușor la încărcarea sau descărcarea obiectelor transportate. Și vă dau un exemplu punctual aici. Zilele trecute am avut nevoie de niște materiale de construcție, iar printre ele a fost și un sac de ciment. Imaginați-vă acum cum s-ar fi simțit spatele meu dacă ar fi trebuit să ridic acel sac de ciment peste un oblon care ar fi fost fix. Vă spun eu, ar fi fost tare complicat. Mai mult decât atât, toate obloanele remorcii sunt demontabile. Nu văd în acest moment o situație în care eu aș avea nevoie să scot toate obloanele remorcii, însă copiii mei s-ar bucura nespus de tare să folosească această remorcă pe post de scenă. A patra dotare interesantă este podeaua remorcii, care este din Tego, acesta fiind un material foarte rezistent din lemn stratificat, care este lipit și presat. Are 10 de grosime, este rezistent la umezeală, suprafața este antiderapantă, iar prinderea de șasiu este cu șuruburi și piulițe. Și a cincea dotare este legată de sistemele de prindere pentru accesoriile remorcii. Pe exteriorul remorcii sunt aceste cleme pentru prinderea prelatelor, în colțurile remorcii sunt aceste dopuri de plastic, iar dacă le dăm jos putem introduce cadrul metalic pentru prelată, iar la interior, pe podeaua remorcii, sunt fixate aceste patru inele de ancorare și asigurarea a mărfii. Al treilea subiect al discuției este legat de alegerea modelului potrivit de remorcă. Există foarte multe tipuri și modele de remorci care pot fi cumpărate în țara noastră, însă eu am ales o remorcă Repo întrucât știam de foarte mult timp că sunt cei mai buni din piață pe acest segment. Mai mult decât atât, trebuie să recunosc că unul dintre aspectele de care am ținut cont a fost și faptul că Repo este un brand românesc, remorca fiind fabricată la Slatina, județul Old, iar dacă vreți să vedeți și voi toate tipurile și modelele de remorci din portofoliul lor, vă las în descrierea acestui clip și un link către site-ul lor. De asemenea, pentru a verifica dacă autoturismul dumneavoastră poate tracta o remorcă și care este greutatea maximă admisă a remorcii, legal vorbind, citiți datele înscrise pe cartea de identitate a mașinii, iar la rubrica 7 sunt menționate masele de remorcare cu și fără dispozitiv de frânare. Mai mult decât atât, trebuie să țineți cont că pentru a putea tracta o remorcă este necesar ca autoturismul dumneavoastră să aibă montat în partea din spate un cărlic de remorcare omologat care să fie montat la un servis autorizat. Al patrulea subiect al discuției este care sunt accesoriile potrivite pentru remorca mea. Deocamdată nu am cumpărat accesorii pentru remorca mea, însă pe site-ul celor de la Repo am mai multe accesorii din care să aleg, iar în curând voi comanda un cadru și prelată cu înălțimea de 1,5 metri, astfel încât să am un volum cât mai mare de încărcare, iar tot ce transport să fie protejat de soare, ploaie sau ninsoare. De asemenea, un alt accesoriu de care voi avea mare nevoie, mai ales la transportul utilajelor mele, precum tocătorul de crenci pe care îl voi lua la livadă, va fi un set de chinci de ancorare cu care să-l fixez foarte bine de podeaua remorcii. Și al cincilea subiect al discuției este, care sunt actele necesare pentru matricularea unei remorci? Orice remorcă, indiferent că este cumpărată de nou sau SH, trebuie matriculată, precum un autoturism, iar actele de care aveți nevoie pentru matriculare sunt următoarele, atât pentru persoanele fizice, cât și pentru persoanele juridice. Am abordat cele 5 subiecte propuse, iar acum, la final, permiteți-mi să fac două recomandări ce țin de siguranța în exploatarea a unei remorci. 1. Asigurați întotdeauna remorca la cărligul de remorcare cu cablul de siguranță special conceput pentru situația în care cupla remorcii iese accidental din cărligul de remorcare. Sunt extrem de rare situațiile când cupla sare din cărlig, este adevărat, însă imaginați-vă ce se poate întâmpla când o remorcă se deconectează de mașină și este scăpată de sub control. Și 2. După ce ați asigurat remorca la cârligul de remorcare, verificați întotdeauna instalația electrică la remorcă. De ce vă spun asta? Dacă priza electrică de la remorcă nu este conectată corect la priza cârligului de remorcare, există riscul să nu aveți semnal luminos la remorcă. Sau mai grav, dacă poziția pinilor nu este corectă, semnalizarea de schimbare a direcției la remorcă va fi inversă față de semnalizarea mașinii. Adică mașina va semnaliza dreapta, însă remorca va semnaliza stânga. Cam atât pentru azi, sper că v-a plăcut acest clip, sper că v-au fost de folos anumite informații, următorul clip pe care îl voi face cu remorca mea va fi când îi voi lua accesoriile, însă până atunci vă salut și vă transmit toate cele bune.